întâlnim puțin cu prietenul Cătălin Botezatu, care spune că urăște pe Kim Kardashian, dar le iubește pe Esca Răduleasca și pe Dana Budeanu. Nu-i plac femeile care au exagerat cu operațiile estetice și prefer mai degrabă partenera inteligentă, Cătălin Botezatu. Auzi, băi, a vorbit cu Cătălin Cristina Petrescu într-un interviu, nu sincer, extrem de sincer, priviți. Toate fetele care participă la prezentările de modă Cătălin Botezatu sunt 100% naturale? Da, da. Ai ceva împotriva operațiilor estetice, Cătălin? Nu, n-am, dar ele sunt naturale. N-am, Doamne ferește, dacă o femeie are niște complexe, cum să nu-și facă o operație? Păi, dar... ziceai tu de ună zi, ziceai la un moment dat că o urăști pe Kim Kardashian. Cum e treaba asta? Păi, da, o urăsc pentru că a transformat o întreagă generație în femei mamut, le-a deformat și apoi ea începe să revină la formele inițiale. Femeile noastre au luat-o pe ea ca exemplu și își fac, își injectează, își fac fundul, da, care mai de care, buze și așa mai departe. Tata a luat-o pe exemplu, bine, buzele, nu, buzele, și l-au luat de la ele, de aici, din România, toate au buzele ca două băști, toate sunt ca niște rațe, dar asta este, ce să facem? Oricum, când le vezi pe toate cu buzele așa, nu știi care mai, toți sunt la fel. Asta voiam și eu să zic. Nu ți se pare că multe femei seamănă așa între ele? Își mai pun și filtre? Asta e. Se mai mine de ce nu se uită bărbații la ele. Pentru că își dau seama că au avut una la fel ca ea și seara trecută. Deci înțeleg că nu-ți plac operațiile estetice la femei. Exagerate, nu-mi plac. Cele exagerate nu-mi plac. Cele puțin acolo, un buz, dacă ai buze subțiri și par femeie de aia dracu, cum se spune. Ok, dacă nu, nu. Fiți naturale. Cât tu ai buze subțiri, nu? Eu nu sunt al dracu. Am buze subțiri, ți-a pare că sunt adracu? Tu ești foarte mișto. Nu sunt adracu, mi-a spus Cătălin Botezat, adică na. Bun, dar operațiile estetice la bărbați, pentru că toată lumea te întreabă dacă ți-ai făcut. Noi știm că ai așa un implant, un mic implant, nu, și așa da, câteva okay, terapii, câteva, nu? Câteva fire de păr, de mult, am făcut terapia Dracula. Dar n-am mai făcut-o, că mi-e frică de aci. Și serios, nu poți să... Nu am nevoie prea mult, am zis că peste 2-3 ani, never say never. Poate fac ceva, dar decent. Eu cum arăt acum, sunt mulțumit. Ești mulțumit pentru că, uite, ți-ai lăsat părul cărunt, nu te-ai gândit să te vopsești? Nu, de ce? Doamne ferește, are grijă Turet de el, arăt bine. Face parte din farmecul tău, nu? Da, nu cred că la un om trecut de 50 de ani ar trebui să-și vopsească părul, e penibil. Zi-mi o femeie de la noi din țară care crezi că e operată mișto, așa, în care nu-ți dai seama, nu e făcută din plastic toată. Nu știu, sunt multe femei, uite, nu știu. Mie, nu, acum nu că Esca e de la voi, dar mie îmi place Esca. Esca a rămas, de când o știu eu până acum, aceeași. Este, dacă o vezi în viața de zi cu zi, este foarte mișto, e foarte haioasă. La televizor are acea decență, are acea eleganță, acea feminitate, acel aer de lady. Nu cred că a apelat la nimic, n-am văzut nici, nu știu, nu cred, dar vezi, a reușit să se păstreze și pe sticlă și în viața de zi cu zi. O super femeie. Zim pe cineva care crezi că e atât de operată încât nu o mai recunoști. Altă întrebare. Știu hai, la ce hai. Să spun. Nu, tu răspunde-mi ce vrei. Dacă de Bianca Drăgușanu, să știi că o poți să o recunoști. Vezi mă cum interpretează lumea și după aia zice lumea că noi ne legăm de Bianca. Da, eu mă aștept să răspunzi ce vrei nu, tu. Nu, știu că toată lumea se leagă de ea că are multe operații, dar nu are multe operații. A făcut și ea cât a putut și o să mai facă pentru că ea e Bianca și are voie. Aolo, îți dai seama cât hate. Păi, ei îi stă bine cu operațiile astea? Nu, anumite operații sunt exagerate și la ea, dar ăsta la cum e și la Raluca, de exemplu, Bădulescu. Asta e stilul lor, sunt ele. Raluca Bădulescu, da? Da, sunt ele care devin niște personaje, anumite femei, devin niște personaje. Mai zi-mi niște nume, femei frumoase care îți plac pentru că s-au operat așa finuț sau femei frumoase care nu-ți plac, că s-au schimbat? Mihaela Rădulescu, îmi place rău. Nu știu cât de operată e, dar îmi place rău de tot. Rău. Cred că ea e făcută așa cu bun gust, adică e cu stil. E făcută cu stil și ți-aduce așa aminte de Femme Fatale, de Cher, de are de toate. Ce să zic? Uite, îmi place, știi cine mai îmi place? Dana Budeanu. Și ca femeie. Are creier și circumvoluțiuni cât pentru 1 milion de femei. Te face din vorbe, și la televizor și sub televizor. E greu pentru un bărbat să trăiască lângă ea. Mi-aș dori o femeie ca Dana Budeanu. Adică o femeie care tot timpul să ai ceva de discutat cu tot, care tot timpul să ai o chimie, pentru că dacă ai o femeie mută,
Da. Și e o femeie de la care ai ce învăța. Uite, dacă femeia de lângă tine ar veni la tine, Cătălin, vreau să-mi fac buzele și mai mari de atât. Ți-ar cere așa sfatul, să zic, sau ți-ar spune, ți-ar da raportul, să zic, da? Cătălin, vreau să-mi fac niște buze foarte, foarte mari, că așa mă simt eu bine. Ei spune nu? Nu, deci nu pot să-i interzic. Fă, dragă, ce? Eu te-am luat așa cum erai, frumoasă. Păi și dacă vine, te trezești cu ea, că vine cu buzele alea așa? Eu asta îi spun, eu te-am luat frumoasă, dar acum fă ce...